Da, bună ziua și în primul rând vă mulțumesc pentru invitația de a participa la a treia ediție a Forumului Pieței de Capital. Pentru mine e o onoare să mă aflu aici astăzi, să discutăm alături de autorități, de emitenți, cum am văzut, și de reprezentanța infrastructurii pieței, pentru că, așa cum spunea și domnul ministru Câțu, avem o mare nevoie să aducem veștile bune despre piața de capital în lumina reflectoarelor și în atenția publicului. Eu sunt astăzi aici cu pălăria de banchier și aș vrea, dacă îmi permiteți, să aduc în discuție câteva subiecte legate de percepția investitorilor străini instituționali și alături de aspecte legate de implicarea băncilor în dezvoltarea pieței. Și aș începe cu al doilea subiect și, apropo de întrebările anterioare și de intervenția domnului Adrian Tănase, sunt perfect de acord și aș vrea să afirm chiar cu curaj faptul că băncile și piața de capital sunt parteneri și nu competitori. Aici nu există niciun dubiu. Băncile sunt chiar principalii jucători de pe piața instrumentelor financiare din România. Prin aceste instituții se derulează la momentul actual mai mult de 80% din volumul tranzacțiilor. Băncile, asociațiile de profil, cum ar fi Asociația Română a Băncilor, se ocupă, sunt angajate permanent, dezvoltă practici aplicate la nivelul întregii industrii. De exemplu, la nivelul AREB avem constituită Comisia Trezorie și Piețe de Capital, pe care o coordonez la momentul actual, care practic are o viziune care integrează atât fluxurile tranzacționare cât și cele de post-tranzacționare. De asemenea, băncile, deoarece s-a vorbit foarte mult astăzi atât de investitorii de retail cât și de cei instituționali, băncile oferă servicii pentru toate segmentele de investitori, fie de retail, fie instituționali, fie locali, fie străini. Din această poziție, băncile poartă un dialog permanent cu reglementatorii și cu instituțiile pieței de capital privind modificări legislative care să susțină dezvoltarea și creșterea volumelor de tranzacționare. Și nu în ultimul rând, băncile sunt în dialog permanent cu FMI, cu Banca Mondială, cu MSCI și cu FTSE Russell, sprijinind eforturile de upgradare la statutul de piață emergentă. Și dacă am atins acest subiect, așa cum au făcut-o și domnii dinaintea mea, aș vrea să menționez permanent că ne uităm la aceste două agenții de rating. Peste fix 11 zile, da? Pe 21 septembrie, intră în vigoare noul rating, da? Oferit de FTSE, și anume ratingul de piață emergentă secundară. Țin să subliniez acest aspect pentru că e rating de piață emergentă secundară, nu de piață emergentă full. Știm deja că FTSE dă un scor piețelor în funcție de mai multe categorii, n-are rost să trecem prin asta, dar atât FTSE cât și MSCI evaluează piețele prin două metode. În primul rând, strâng informații de la bursă, de la ASF și de la BNR, și apoi ce fac cu această informație. E pasul 2, care este absolut critic. Validează informația colectată cu investitorii care deja tranzacționează în piața locală. Practic, există un comitet care revizuiește informația primită și o calibrează versus experiența reală de accesare a pieței. Acest comitet decide efectuarea anunților finale. E foarte important să ținem cont de acest aspect. Pentru că, în concluzie, percepția investitorilor care accesează piața românească zi de zi e crucială. Ajungem la vorba aceea clasică, cum percepția clientului este realitatea. La momentul actual, această percepție nu e mult diferită față de realitatea din piața noastră și imaginea României s-a îmbunătățit semnificativ, deoarece am avut o creștere fantastică de transparență la nivelul instituțiilor de reglementare. Foarte, foarte multe lucruri s-au schimbat. Recunoașterea custozilor de reprezentanță a investitorilor în cadrul procesului la vot. Eu înțeleg că pot părea chestiuni minore la o privire superficială, însă pentru investitori instituționali sunt aspecte care pot decide dacă oferă sau nu România ca piață de investiții. E adevărat, mai sunt destul de multe lucruri de realizat și multe schimbări dacă vrem să mergem mai departe și să simțim spre statutul de full emergentă, atât din partea MSCI, așa cum am menționat și Ministerul de Finanțe și Valentin Ionescu de la ASF. Dacă ne orientăm strategic ca să atingem obiectivul ăsta, trebuie să abordăm competitivitatea pieței noastre bursiere în raport cu piețele din jur. Unele dintre ele sunt deja pe lista de piețe emergente a MSCI. Acestea sunt Cehia, Ungaria, Polonia. În timp ce MSCI continuă să claseze România alături de Slovenia și Serbia drept piață de frontieră.
Sunt și vești bune. Așa cum spunea și ASF-ul, la evaluarea care a avut loc acum 3 luni în iunie, România a fost singura piață de frontieră care a primit din partea MSCI un upgrade pe criterii. MSCI practic a spus că companiile oferă cu adevărat acum informații în limba engleză și ne-a dus un upgrade pe criteriu Equal Rights to Foreign Investors. Lăsăm momentan criteriul lichidității la o parte. Aspectele care necesită dezvoltare pe viitor din punctul de vedere al MSCI sunt o piață a derivatelor și se fac pași în această direcție, alături de o piață activă a împrumuturilor de acțiuni. Și tot MSCI mai menționează că în România nu este acceptat conceptul de nominii, iar conturile omnibus sunt disponibile, dar sunt disponibile cu ceva restricții. Referitor la tranzacțiile OTC, care au fost un subiect pe agenda pieței de capital mult timp, introducerea lor la sfârșitul lui 2018 a primit de la MSCI o mențiune specială, însă tot ei menționează că mai este nevoie de timp pentru a verifica cu adevărat încadrarea în criteriu de transferabilitate. Deci era bine să le fi avut de mai mult timp. Revenind la lichiditate, realitatea noastră acum este că suntem totuși o piață bursieră destul de mică. Nu trebuie să ne ferim să o spunem, trebuie să avem curaj să o spunem. Și avem o lichiditate relativ scăzută. Iar lichiditatea e un criteriu important analizat de instituțiile de rating. Există momentan un necart între cum se tranzacționează pe piața interbancară și cum se tranzacționează pe piața bursieră din România. Și deja avem aceste carte aici, e foarte simplu, pentru că titlurile de stat emise de Guvernul României sunt deja în indicii de piață emergentă de mulți ani. Și asta se vede în aspecte legate de valoarea zilnică de tranzacționare. Deci cum putem crește lichiditatea? Prin încurajarea de bursă de listare de noi companii, prin IPO-uri, prin toate măsurile care s-au discutat deja până acum. Ceea ce cred eu că este de dorit este să nu mizăm totul pe o singură carte, cum ar fi, de exemplu, listarea hidroelectrică. Listarea hidroelectrică e o măsură îndelung așteptată, aș zice, dar promovarea și dezvoltarea competitivă a pieței de capital are nevoie de mai multe ingrediente, nu doar de să avem răbdare și să lăsăm o singură companie de stat. Avem nevoie să abordăm strategic procesul ăsta, să efectuăm listări multiple de companii de stat și private, să deblocăm pachetele semnificative de acțiuni, da, care stau acum și nu intră în rulaj deloc. Și mai avem nevoie să realiniem. Să realiniem comisioanele de tranzacționare și post-tranzacționare la nivelul practicat de piețele din regiune, pentru că suntem încă o piață destul de scumpă. Ce pot să spun? Că în momentul de față sunt eforturi fantastice care se derulează, deschidere foarte mare și implicare, atât din partea autorităților de reglementare, cât și din partea grupului BVB și al asociațiilor profesionale, Coaliția pentru Dezvoltarea României, APAPR, AAF, MC, MareB. Și ca să concluzionez toată această chestiune, upgradarea care o să aibă loc acum pe 21 septembrie, o văd ca o motivare, da? O motivare de a merge mai departe și de a obține ratingul de piață full emergentă, atât de la FTSE cât și de la MSCI. Companiile românești, în momentul în care sunt incluse într-un indice global, registrează dețineri sporite din partea investitorilor instituționali, care, în general, au o viziune pe termen mai lung și au un pic mai multă răbdare decât investitorii de retail. Intră greu într-o piață, dar odată intrați, rămân acolo mult timp. Și ce să spunem, tuturor ne plac poveștile de succes și vrem ca România să fie o poveste de succes, nu doar pe plan local, cât și pe plan internațional. Acum, ce am putea să facem în acest sens? S-au discutat mai multe căi de lucru de către antevorbitorii mei și aș încerca să sumarizez și să spun că putem să acționăm pe planul legislației, pe planul infrastructurii, pe planul digitalizării și pe planul educației financiare. Pe zona de legislație, ce avem nevoie în principal sunt transparență, predictibilitate și stabilitate. Sunt cuvinte care sunt permanent repetate de către întreg mediul investițional, pentru că îți oferă încredere ca investitor să vii și să iei decizii pe termen lung să intri în România. Pe zona de digitalizare, știu că l-am avut alături de noi pe ministrul de finanțe,
Aș mai menționa, alături de tot ceea ce s-a discutat până acum de birocrație, un aspect, ceea ce numim noi un pas mic cu impact mare, și anume posibilitatea să te înregistrezi fiscal electronic pentru investitorii străini. La momentul actual, chiar dacă legislația le dă voie investitorilor străini, teoretic, să posibilitatea să se înregistreze direct singur la ANAF, în practică acest lucru e aproape imposibil și situația a fost accentuată de pandemia globală de COVID-19. Există o serie de inițiative și luări de poziție în acest sens. Baza ultimelor întâlniri pe care le-am avut cu Ministerul de Finanțe, cred că există deschidere pentru realizarea schimbărilor necesare. Pe infrastructură, așa cum am menționat, și mă bucur că domnul Adrian Tănase în continuare alături de noi, trebuie să dezvoltăm o activitate reală pe piața împrumutului de acțiuni și piața de derivate. Pe zona de educație financiară, eforturile întregii comunități s-au intensificat în ultimii ani, foarte mult. Aș vrea să dau un exemplu din partea noastră, de exemplu, în vederea sprijinirii desfășurării operațiunilor de împrumut de acțiuni, criteriu la care încă stăm prost din punct de vedere al MSCI-ului. Citibank a organizat ceea ce poate a fost la momentul respectiv primul eveniment de knowledge sharing, da, pe subiectul împrumutului de acțiuni. În cadrul acestui eveniment am avut și onoarea unei prezentări direct de la Londra, realizată de către Chris Woods, care este Managing Director în cadrul FTSE și care a prezentat în detaliu întregii audiențe metodologia și pașii privind atingerea criteriilor. Practic, toate edițiile din ultimii ani a evenimentelor pe care noi le-am organizat la City au fost orientate exclusiv către împărtășirea de informații. Da? Deci ceva benefic pentru întreaga piață și de asemenea au beneficiat în fiecare an de prezența la cel mai înalt nivel din partea MSCI și al FTSE. Lucrurile astea ne ajută pentru că aflăm experiențele altor țări, da? Care au trecut prin etape similare cu cele pe care le trăim noi acum în România. Cred că e important să utilizăm această expertiză globală la care putem avea acces pentru a ne asigura că România nu dezvoltă, cum aș putea eu să spun, un model specializat, da? Ceva unic sau izolat față de ceea ce se întâmplă în Europa sau în întreaga lume la momentul actual. Și aș vrea să închei, pentru că știu că timpul este prețios, mai vreau să mai spun un singur lucru, că ca și până acum e important să rămânem deschiși. Da, să rămânem deschiși pentru a primi feedback, feedback pe care nu trebuie să-l privim neapărat ca pe o critică, ci este o oportunitate de a ne îmbunătăți și a evolua. Ca în orice zonă a economiei, piața bursieră din România, Bursa de Valori București, este în competiție directă cu toate celelalte burse din regiune și va trebui să-și dovedească permanent, zi de zi, atractivitatea, accesibilitatea, ca să aducă o creștere de valoare companiilor românești care se listează pe bursă. Până la urmă, despre asta este vorba. Win-win pentru toată lumea. Ce pot să vă spun? Mă bucur că în această perioadă pandemică putem conlucra prin intermediul acestor soluții virtuale pe care le avem acum și vă încurajez din tot sufletul să continuați, să organizați forumuri prin care cu toții să conlucrăm pentru dezvoltarea pieței de capital.